Bună ziua din nou, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. Începem și astăzi seria de evenimente la standul editurii Herald. În deschiderea zilei de duminică, primul eveniment, maestrul Namkhai Norbu și nestematele budismului tibetan. Eveniment prilejuit de publicarea în colecția Himalaya a două lucrări. Să menționăm că acest eveniment este un tribut celui care a fost maestrul Namkhai Norbu. Cele două lucrări, Yoga Pixului și Cristalul și Calea Luminii, de Tsogyal Namkhai Norbu. Invitații noștri care ne-au onorat cu prezența în această primă jumătate a zilei de duminică. Este vorba despre un invitat de onoare, Gabriela Schneider, traducător și reprezentantă pentru România Comitetului Internațional de Publicații al Comunității Internaționale Dzogchen, Alexandru Anton, membru al Comunității Internaționale Dzogchen Merigarist, și, nu în ultimul rând, colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției Himalaya. În deschiderea evenimentului aș vrea să-l rog pe colegul meu, Mihai Liț, așa cum am făcut aproape la fiecare eveniment din ultimele zile, să ne vorbească puțin despre colecțiile editurii Herald, colecțiile de spiritualitate, și despre poziția colecției Himalaya în portofoliul de titluri și de colecția al editurii Herald, o colecție, aș spune, longevivă. Mihai? Bună ziua! Într-adevăr, este a patra oară când spun această poezie legată de editura Herald și colecțiile ei, pentru că am mai avut trei evenimente. Spuneam în toate aceste evenimente că editura Herald este unică pe piața de carte. Avem o problemă tehnică. Datorită orientării sale speciale către ființa om, către interioritatea ei și către aspectele spirituale. E destul de puțină carte spirituală în România. Ne străduim să păstrăm acest standard. Da. În ceea ce privește colecția Himalaya, colecția Himalaya face parte din cele 15 colecții de spiritualitate ale editurii Herald. Se ocupă de această zonă a budismului tibetan, Mahayana, Vajrayana și iată Dzogchen, care este, după cum veți afla de la prietenii noștri mai informați ca mine, bijuteria coroanei budismului tibetan, și nu numai, există un Dzogchen Bön, adică a tradiției de dinainte de Dzogchenul budist. În această colecție publicăm, fără deosebire de orientare, orice carte valoroasă legată de budismul tibetan, din oricare din cele patru școli sau cinci, depinde cum le numărăm. Probabil că o să publicăm la un moment dat tot aici lucrări bön, tot din tradiția Dzogchen, Mahamudra, și o să mai pregătim acum o lucrare pe care eu consider foarte importantă, a lui Glenn Mullin, practica sistemului Kala Chakra, care nu este o lucrare doar de Vajrayana și nici măcar doar despre Kala Chakra, este o lucrare în care trece în revistă toată doctrina budistă. Avem deja un istoric, avem o colaborare fructuoasă cu Centrul Rapten și un număr de lucrări. Am contractat recent un număr de lucrări a Sfinției sale Dalai Lama, pe care le vom publica de asemenea. Am publicat inclusiv o lucrare legată de Dzogchen al lui Dalai Lama. Așa încât cei pasionați de budismul tibetan vor putea găsi multe cărți la editura Herald. Mulțumim. Mulțumim colegului meu, Mihai Liță, pentru aceste precizări legate de colecția Himalaya. Alexandru, acest eveniment, așa cum am spus puțin mai devreme, este un eveniment dedicat lui Tsogyal Namkhai Norbu Rinpoche, un tribut, am putea spune, un mare maestru contemporan, care ne-a părăsit în
ca în cazul oricărui maestru spiritual autentic, moștenirea sa spirituală rămâne atât la nivel uman și de organizație, cât și sub forma numeroaselor lucrări pe care le-a scris, din care editura Herald, iată, a publicat deja două. Să explicăm publicului, celor invitați în acest eveniment, cine a fost Țogeal Namcai Norburi în coace, adăugând apoi la final câteva cuvinte despre continuarea misiunii sale prin organizația mondială rămasă în urma sa, particular prin Mary Garist, al cărui reprezentant ești. Mulțumesc pentru invitație. Țogeal Namcai Norbu a fost un maestru dzogchen tibetan care a trăit în Italia cea mai mare parte a vieții lui și a fost în primul rând și un savant și un profesor de limba mongolă, de cultură tibetană și mongolă, un cercetător în istoria Tibetului și a mers foarte adânc în căutarea rădăcinilor Tibetului. Spațiul nu este conștient.
sensul este cea care aparține numai budismului, aparține omenirii. Mulțumim foarte mult, Gabriela Schneider. Următoarea întrebare, dacă ne puteți preiorni în câteva cuvinte, tema celor două cărți pe care noi le prezentăm astăzi, Yoga Visului și Cristalul și Calea Luminii, și implicațiile lor pentru sistemul Dzogchen al lui Dzogchen Lampai Norgul. Cele două cărți sunt destul de diferite ca și conținut, dar tema principală este evoluția omului. Pentru că dacă ne descoperim această condiție adevărată, putem trăi mult mai ușor în societate. Multe conflicte se aplanează, comportamentul noi între unii și alții se domolește, devenim mai toleranți. Cristalul și Calea Luminii este o carte care dă o privire de ansamblu despre Dzogchen și include foarte frumoase amănunte biografice din viața lui Dzogchen Lampai Norgul, care s-a născut în Tibet și a părăsit Tibetul, el e născut în 1938 și a părăsit Tibetul cam pe la 18-20 de ani. Deci toată educația a avut-o în Tibet. Și în Cristalul și Calea Luminii, pe lângă descrieri autobiografice, prezintă ce înseamnă Dzogchen, descrie starea primordială, cum e ea de înțeles, cum se poate explica simbolic, oral sau prin experiență directă. Este ceva care se poate descoperi numai prin experiență directă. E ca gustul de dulce. Nu puteți descrie gustul de dulce niciodată, dar dacă ați gustat odată dulce, știți pentru totdeauna. Descrie de asemenea practici Dzogchen, explică energia, explică vacuitatea, tot contextul legat de Dzogchen și diferitele tradiții care există în cadrul budismului, Sutra, Tantra și Dzogchen, care sunt trei căi diferite. A doua carte, Yoga Visului, se adresează celor care sunt interesați de practica visului, care vor să-și dezvolte această capacitate și esența acestei cărți este aceea că această condiție a noastră care s-o numim Dzogchen, această claritate, această natură a minții, este cu noi și prezentă noi de la începutul. Nu avem să o dobândim, putem numai să o descoperim și ea este prezentă și în stare de somn. Și dacă știm acest lucru, cu anumite practici, putem ajunge ca în starea de somn să conștientizăm, să fim în această stare și de asemenea să avem vise lucide, să avem vise de claritate, care sunt uneori prezicatoare sau ne lămuresc anumite lucruri. Putem primi învățături, putem foarte multe lucruri exersa prin vise. Deci visul e mai mult de jumate din viață și atunci este un timp folosit util, nu dormind într-o întunecare a minții, ci claritate. Alexandru, foarte pe scurt, pentru că sunt convins că există o curiozitate, mai ales din partea celor, să spunem, neinițiați, ale urmăților. Să ne spui pe scurt despre activitatea de la Americarist, pentru că până la urmă această activitate și maestrul Nankai Norgul venind aproape în fiecare vară alături de ucenici, având activități acolo, bineînțeles că au legătură și cu cele două cărți și cu informațiile pe care le găsim în cele două cărți, dar și până la urmă chiar cu personalitatea maestrului Nankai Norgul. În general, programul principal are loc vara, pentru că lumea îmbină o excursie la mare, cu un curs de yoga tibetană sau un curs de dans pe mandale, sau, cum o să avem în toamnă, un curs de limba tibetană pentru începători. Și, desigur, sunt și evenimente care sunt rezervate comunității, dar centrul este mereu deschis.
spune că aici, în România, este un soi de nucleu, l-aș spune eu, al comunității Dzogchen pentru Europa de Est, pentru Europa Răsăritară, pentru că noi am mai povestit pe marginea acestei comunități, într-o emisiune televizată, și îmi spuneai că vin foarte mulți practicanți din alte țări învecinate. Începutul colaborării a fost ca atunci când pierdem un arici și
aceea, încet, încet, ne-am convins unul pe altul că știm despre ce vorbim și la ce lucrăm. Dar nu contează. Cred că de ambe părți. Și după aceea, deși nu, principala mea preocupare nu este din zona budismului tibetan, ne-am citat din scripturi, ne-am dat probă că știm despre ce vorbim și acum am colaborat foarte bine. Pentru mine e foarte ușor să lucrez în textul lucrat de Gabriela, pentru că doar pun virgulele și mai dau două sugestii și iese cartea. Minunat, numai așa vreau să lucrez. În ce privește cele două cărți, Cristalul și Calea Luminii este o carte de introducere în Dzogchen, în sensul de punere în temă, a nu se lua cu timpul de o carte ușoară neapărat. Mie personal, care sunt, am și unele simpatii față de sistemul tantric în general, mi-a plăcut foarte mult că este una din puținele cărți în care se dau pozele gardienilor Dzogchen, care nu sunt chiar așa publice. Și m-am simțit protejat așa. Cartea descrie cele trei serii din sistemul Dzogchen și foarte multe lucruri. Pentru toți cei care vor să știe ce este sistemul Dzogchen, le recomand. Cartea Yoga Visului este interesantă. Nu s-a spus aici că ea conține inclusiv experiențe onirice, conștiente, evident, ale lui Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche. Unele din ele terifiante, pentru că, de exemplu, participă la un ritual tantric destul de teribil, așa, și se explică acolo despre ce e vorba. Se vorbește pe undeva prin cristalul, mi se pare, și despre textele acestea ascunse, de exemplu de Padma Shambhava, există niște texte în Dharma, care s-a considerat că nu corespund pregătirii momentului, pregătirii practicanților din acel moment și s-au ascuns undeva în munți și există anumiți căutători care se numesc Tărpân și care găsesc aceste texte după un timp. Unchiul lui Namkhai Norbu, care a fost un mare practicant Dzogchen, era un astfel de Tărpân. Deci cărțile, ca să rezum, sunt captivante și dacă nu știi nimic despre Dzogchen, că sunt interesante, așa? Iar dacă vrei să afli mai multe, sunt o introducere foarte bună în cazul primei cărți și în al doilea, bineînțeles, că avem o preocupare în care practic pierdem timpul din punct de vedere spiritual, adică dormim. Această carte ne ajută să nu mai pierdem acest timp, ci să-l folosim pentru creșterea interioară. Cam asta. Pe viitor, da, spune. Păi, pe viitor o să discutăm în ceea ce privește proiectul de Yantra Yoga, numai să fie gata. Yantra Yoga, fac o precizare, pentru că în România, prin Yantra, se înțelege acea diagramă rituală sau meditativă, dar nu este vorba de așa ceva. Yantra Yoga, ca să facem o asociere vagă, este ca un fel de Hatha Yoga tibetană, dar revelată cu mult înainte de Hatha Yoga indiană. Sistemul se numește, mi se pare, Uniunea Soarelui și a Lunii și conține un număr de serii puse pe elemente foarte iscusit, care urmărește această pregătire a corpului și a sistemului energetic pentru meditație. Deci e o carte cu multă substanță și o carte practică, doar că cei de la comunitatea Dzogchen trebuie să o termine și după aceea o să ajungă și la noi.